Salutare tuturor! Astăzi revenim cu 3 pachete din China. Deci să începem cu despachetarea lor. Și deci avem primul, cred că este, după, nu m-am uitat la tracking number, dar cred că știu despre ce este vorba, am și păiet pachetul și cam știu. Aceasta a doua este lingerie intimă pentru bărbați sau într-as, nu știu precis, sau roche pentru femei. Deci să începem cu, hai să începem cu ceasul de mână, să vedem. Așa. Este împachetat, din afară nu este rupt, nu este nimic. Destul de bine este împachetat. Este destul de bine împachetat, nu vedeți, este pentru anti-urt, anti-pălire, cum nu știu cum să-i spun. Și aici tot este la fel destul de bine împachetat, nu așa fel ca să nu se producă zgrieturi sau ceva de genul ăsta. Cam așa este ceasul. Ce-i drept, e puțin mai mare ca în imaginea de pe site. Trebuie să desfacem, să vedem dacă funcționează. Pe site scrie că este freehand, adică se încarcă de la, sau nu știu cum am spus corect, se încarcă de la pulsul mâinii, adică o pui pe mână și el deja trebuie să meargă. Ceasul este de la marca Cure. Acum și vă apropii, să vedeți mai bine. Uite așa. Uite cam așa arată aici. Nu, da, este un ceas clasic. Și curălușa tot destul de... Uite aici și... Curălușa este destul de cum, moale, plăcută la atingere. Am mai avut ceasuri, dar aveau niște curăluși un pic mai tari, mai rigide, cum se spune, care după câtva timp se deteriorau și se rupeau, trebuia să le schimb. Dar văd că asta e un pic mai mare, mai... nu știu, vom vedea parcurs, deci ceasul nu e pentru mine, așa că vom vedea. A, uite aici este și el deja se... Doar trebuie să scoatem siguranța, așa cred. Că n-am avut de-a face, uite aici este siguranță și el va începe. Dacă puteți observați, tesornicul stă pe loc. Deci cum să scoatem noi treaba asta, deci uite așa, uite așa un... Și n-are joc deloc, este foarte ușor plăcut la atingere că nu-l întorci așa. Și uite aici să vedem dacă merge. Da, ceea ce nu-mi place mie e că trebuie să fie ceasul automat mecanic. Ceea ce îmi pare mie că nu e deloc automat și nici mecanic. Cam așa, de să-l începem deja să-l desfacem. Da, băieți, m-a cam amăjit vânzătorul. Deci vom deschide un disput în care, nu știu, toți banii, ori jumate, o să-mi întorc înapoi. Așa că, ceas este destul de, de plăcut. Este frumos, este... Calitate, la exterior este calitatea destul de bună. Cam așa arată pe mână.
Uitați-vă și dumneavoastră. Și cam atât. Să trecem la următorul. Următoarele pachete. Să începem cu acesta mai mare. Deci, cum am spus, voi deschide disputul, fiindcă pe site voi pune și o fotografie. Undeva pe aici va fi o poză în care o arăta unde este scris că este ceas mecanic care se încarcă de la mână. Da, cum am spus, aici este rochia. Rochie înflorată de vară. Mărimea EL. Vedeți aici. Și nu mă gândeam că intră într-un pachet așa de mic. Așa să începem, uite, aici este și prietena mea în care o să mă ajute să descriem rochii, ca de obicei, haine care pentru femei, chiar și pentru bărbați, nu prea le știu a descrie bine, deci va fi prietena mea care m-a ajutat la descriere. Nu știu, materialul, uite, puteți să atingă și prietena mea, nu? Spune? Sau vrei să continui tu? E bun. Mărimea e aceeași, culoarea aceeași. Mărimea e corespunzătoare? Da, da. Deci cine va să bucuroasă? Da. De obicei din China când dăm comandă, măsurile nu prea corespund celor europene și deci cred că azi nu merită. Da, are un defect. Un defect unde? Iată aici nu e cusută. Nu am putut să arăt. Stați un pic să focusez. Uite, drept aici. Uite, are un mic defect, dar cred că asta nu e reparabil. E reparabil și nu cred. Dar nu. El, dacă nu mă greșesc, are defectele astea. Nu, nu aici există fermoară. Da. Deci aici are fermoar, partea din urmă. Materialul, cum se pare? Materialul e bun. E cel descris în comandă. Da, e descris, dar și materialul că tare nu scrie pe etichetă. Nu. Nu, doar mărimea. Ar trebui să fie etichetă pe aici. Nu, bine, cred că voi scrie în descriere, vom uita mai bine. Acum pot să vă spun. Nu, cam așa arată. Uite, o să vă pun aici așa sub. Uite cam așa arată. O să facem o poză și să vedeți cum se așează pe corp. Aha. Nu bine. Și deci să trecem la următor. Deja aici este lingerie pentru bărbați. Acum aici pot să vă spun eu. Tot nu mult, dar o să vă spun. Hai un pic să focusez mai bine. Aici nu are importanță embalaj pentru că... Lingerie intimă pentru bărbați. Cred că ați înțeles despre ce e vorba. Uite. Așa lingerie intimă. Calvin Klein. Chinezesc, made in China. Da, calitatea, cum am așteptat, destul de bună pentru bărbați, cred că o să fie comod întrânși. Nu o să mă supere. Și așa voi s-a dezactivat camera, nu știu de ce, dar după câteva secunde s-a dezactivat și deci asta e lingerie și deci voi face niște poze la
la rochia, cum se așează pe o domnișoară. Lingeria nu cred că este nevoie să vă arăt. Și cam atât pe azi. V-a plăcut, like, subscribe, link-ul va fi în descriere, puteți să cumpărați dumneavoastră. Deci sunt lucruri care le-am cumpărat pentru noi, care trebuie cumpărat.